Dragii mei, vreau să știți că orice român care se respectă are dușman, nu? Adică dacă n-ai, nu existi. Dacă vrei să-ți calculezi valoarea ta personală, dacă vrei să știi dacă ești un om cât de cât important, trebuie să vezi cam după cât de mult dușmani ai. Cel puțin asta ne spune societatea în care trăim. N-ați văzut dumneavoastră că toată lumea se plânge în țara asta și în toate cântecele noastre că au dușman și că au probleme. Deci, orice român care se respectă are dușmani. Acum nu știu cât de mult am avut eu valoare în copilărie, dar vreau să vă spun că am avut și eu dușmani în copilărie. Și țin minte că unul din ei, în mod special, m-a terorizat în ciclul gimnazial. Era cineva, trebuie să recunosc, un cap mai înalt decât mine, mai bine făcut, mai bine întrămat și care știa să amenințe bine și să dea cu pumnul destul de bine. O perioadă de timp, undeva prin, cred, clasa a patra, a treia, undeva pe acolo, m-a tot provocat. Vedea în mine un fel de potențial concurent, deși nu intram în categoria lui. Dar m-a tot provocat, m-a tot hărțuit în verbal și la un moment dat a început să mă provoace deschis la luptă. La un moment dat însă a făcut-o public. Erau foarte mulți acolo undeva la școală, din Stâncești, unde eu am terminat ciclul gimnazial. Și la un moment dat a făcut-o în public ca să mă provoace și să mă umilească. Nu știu ce a fost cu mine atunci, dar am zis, da, vrei bătaie? Gata, hai la bătaie. Dar am zis, nu acum, trebuie să mă pregătesc. Și a zis, cum adică? Peste două zile mă antrenez și peste două zile stabilim o oră, o dată și mă bat cu tine. Păi nu le venea la ceilalți să creadă ce sporosteamă de pe cuvintele, nici mie, vă spun sincer. Ce m-a apucat? No, cum o mai scoți asta? Nicicum. Am stabilit undeva, peste două zile trebuia să ne înfruntăm, bineînțeles, cu martori. Trebuie să fie martori la glorioasa mea înfrângere. Și țin minte când m-am dus acasă, mi-am dat seama ce am făcut. Oameni buni, atât am fost de împovărat, atât am fost de supărat și a fost pentru prima dată când în viața mea l-am căutat așa pe Dumnezeu cu disperare. Țin minte că mă tot gândeam cum aș putea să scap din situația asta. Nicicum eram într-o situație, efectiv, limită prins în colț. Și momentul ăla, țin minte, mai ales cu o zi înainte, am zis, Doamne, de aici în lumea Tu mă mai poți scăpa. Doamne, Te rog, fă o minune, fă cumva ca să scap din situația asta. Și vreau să vă spun că Dumnezeu, și acum țin minte, mi-a răspuns în mod concret la prima mea rugăciune. Știți cum? Am călcat cu piciorul într-un piron. Atât de tare m-a durut, am ajuns și pe la spital, piciorul pansat, mi-a dat și vaccin din ăla antitetanus și eram acasă cu piciorul suspendat, bandajat. Și-a aflat cel cu care trebuia să am meciul la WA Championship acolo, categoria grea, finala de la Las Vegas, la Heavyweight Championship, dar n-am mai avut loc pentru că l-au venit la mine să vadă cum e oponentul. Și când m-a văzut cu piciorul în halul în care eram, gemeam de durere, dar vreau să vă spun ceva, atât m-am bucurat că nu trebuie să mă mai bag cu el. Am zis, Doamne, din toată inima îți mulțumesc să șchiopătez o lună de zile, nu e o problemă, dar măcar am scăpat de o bătălie în care, sincer, pierdeam mai rău ca românii pe perioada turcilor. Și ce orice vreau să vă spun este că a fost o situație, repet, în copilărie, dar o văd parcă și acum o rememorez în fața voastră. Efectiv, am fost așa prins în cos, nu mai puteam să scap de acolo. Și m-am rugat, efectiv, a fost o rugăciune disperată, Iisuse, fă ceva. Și, dragii mei, pot să spun că am contorizat pentru prima dată în viața mea o rugăciune ascultată. Și modul în care Dumnezeu m-a scos dintr-o situație limită. Și mai frumos este, pentru că toate lucrurile trebuie să termine cu bine, e că din momentul ăla, omul ăla compătimându-mă, dar acel care era oponentul meu, dușmanul meu, mi-a devenit prieten. Vă vine să credeți sau nu. Îmi și ducea ghiozdanul la școală când șchiopăteam. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi ca oameni, și acum vin în domeniul maturilor, adulților, oamenilor cu probleme, cu dureri, cu necazuri, cu tensiuni, cu frustrări. Vedeți dumneavoastră, viața te aduce uneori în niște situații din care, omenește vorbind, nu mai poți ieși.
Viața uneori te pune la colț și te aduce în situații în care pur și simplu tot ce mai poți să speri este ca Dumnezeu să facă o minune. Vreau să vă gândiți, într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce Iisus învăța norodul în Ierusalim, dintr-o dată, un grup de oameni care vor scandal, un grup de oameni, saducheii, cărturașii, farisei, care vor să se contreze cu Iisus, spune Biblia că pun mâna pe o femeie pe care o prind în actul preacurviei, o târăsc, imaginați-vă umilințele la care este expusă femeia aceasta, o aruncă în fața lui Iisus Hristos și, dragii mei, vor să-L prindă pe Iisus într-un unghi din care se nu mai poate ieși. Uite ce spune legea lui Moise, dar tu ce zici? Acum gândiți-vă, vor să-L pună pe Iisus într-o situație din care să nu mai poate ieși. Pe de altă parte, o vedem pe femeia asta că ea la rândul ei este prinsă într-o situație aparent fără de ieșire. E o umilință publică, e târâtă, e prinsă în păcat, este expusă, expusă oprobriului public. Și vedeți dumneavoastră, ajunge într-o situație limită în viață. Oameni buni, în seara aceasta vreau să vă spun că indiferent de colțul în care ești prins, indiferent de situația limită din viața ta, indiferent de locul în care diavolul efectiv te-a împins și parcă nu mai ai nicio situație de scăpare, vreau să spun ceva, e cineva, e doar cineva care poate să schimbe ceva. Și dacă există cineva care poate să schimbe ceva, dacă e cineva care te poate scoate de acolo de unde spui că nu mai există scăpare, vreau să spun, o spun cu toată responsabilitatea, dragii mei, acesta este Iisus Hristos. Și în această seară mesajul meu, titlul gândurilor mele este unul foarte simplu și vreau să vedem în cuvântul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu ce schimbă Iisus. Ce schimbă Iisus? E una dintre cele mai cunoscute povești, narațiuni din Sfânta Scriptură. Una dintre cele mai populare, una dintre cele mai dramatice în felul ei. Dar, dragii mei, bineînțeles, mă cunoașteți, nu o să intru pe tărâmul speculațiilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Iisus scria cu degetul acolo pe nisip. Și acum marea dilemă multora este ce-o scris Iisus pe nisip? Vreți să știți? Nu știu. Habar n-am. Dacă vrei să speculăm, putem să o ținem până la dimineață, dar cred că nu asta e esența. Dragii mei, nu vreau să ne lansăm în speculații în seara asta din Biblie, ci vreau să ne uităm la schimbările pe care Iisus Hristos le aduce. Ce schimbă Iisus? Primul lucru, dragii mei, în narațiunea asta, în povestea asta atât de frumoasă, pe care văd, dragii mei, că Iisus Hristos îl schimbă. Dragii mei, uitați-vă, Iisus își schimbă poziția de pe care vorbește în funcție de atitudinea pe care noi avem față de El. Iisus Hristos, dragii mei, vreau să vă uitați, sunt niște cadre interesante în textul ăsta, niște verbe care ne arată că la un moment dat Iisus Hristos, dragii mei, efectiv își schimbă poziția de pe care vorbește, dar asta în funcție de auditoriu, în funcție de cei cărora li se adresează și, dacă vreți, față de noi și de atitudinea pe care noi avem față de El. Vă rog tare mult, dacă aveți Biblia, dacă nu urmăriți cu mine, uitați-vă versetul 2. Versetul 2. Spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos învață pe norod cum? Stând jos. În timp ce învață norodul, Iisus Hristos stă jos, așezat. Versetul 7. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce vin saducheii și farisei și cărturarii și îl provoacă cu această femeie prinsă în adulter, spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos se ridică în picioare. Și în timp ce Iisus se ridică în picioare, rostește: cine este fără de păcat să arunce primul cu piatra. După care ce face? Uitați-vă versetul 8. Apoi, spune Biblia, s-a plecat jos iarăși și scria cu degetul pe pământ. După care, în momentul în care toată lumea, spune Biblia, că părăsește scena aceea, în momentul în care Iisus Hristos rămâne singur cu femeia aceea, spune Biblia în versetul 10 că apoi Iisus s-a ridicat în sus. Stă jos când învață, se ridică când confruntă. Se așează din nou jos în timp ce scrie. Se ridică din nou când iartă. Știți ce m-am gândit, dragii mei, la detaliile acestea? M-am gândit la următorul lucru. Când învață, dragii mei,
Când Domnul Iisus Hristos ne învață, când Domnul Iisus Hristos scrie, uitați-vă, frați și surori, El stă jos pentru că nu vrea să ne comunice adevărul de pe o poziție de forță. Iisus Hristos efectiv se coboară la nivelul nostru. Iisus Hristos, dragii mei, se așează ca să vorbească cu noi. Pentru că atunci când vrea să ne comunice adevărul, dragii mei, și ceea ce este scris, fraților, nu o face de pe o poziție de forță. El nu vrea să convingă pe nimeni cu forța autorității, ci cu forța argumentelor. Însă, atunci când confruntă păcatul, cum o face în dreptul acestor cărturași și farisei, sau, dragii mei, când iartă păcatul, femeii acestea prinse în adulter se ridică în picioare. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, atunci când confruntă păcatul sau atunci când iartă păcatul, el stă ridicat în picioare, se ridică în picioare, pentru că, dragii mei, o face de pe o poziție de forță. Știți de ce? Pentru că această poziție de forță a lui Iisus Hristos este conferită de autoritatea lui spirituală. Când învață, dragii mei, stă jos. Dar când confruntă, când iartă, o face de sus pentru că, dragii mei, are autoritate. Pentru că Domnul Iisus Hristos are autoritate, Matei 28:18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ioan Botezătorul spune la un moment dat la apii Iordanului, iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatul omenirii, pentru că Iisus Hristos, dragii mei, are autoritate. Când ne învață, dragii mei, se coboară. Când ne comunică adevărurile mântuitoare, nu o face prin forța fizică, prin forța autorității, ci o face prin forța argumentelor. Dar atunci când confruntă, atunci când iartă, o face de pe poziție de autoritate, pentru că toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 5, și spune Biblia, și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 6 peceți ale ei. Îl vedem ca miel și îl vedem ca leu. Iisus Hristos, dragii mei, are și blândețe, dar are și autoritate. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Mai mult de atât, dragii mei, ce vreau să înțelegem în această zi este că El se aplacă. El se coboară în dreptul nostru când vorbește cu noi, pentru că vrea să ne ridice. Pentru că vrea să ne ridice. Mai apoi, știți ce vreau să vă spun legat de poziția de pe care vorbește Iisus Hristos? Sunt lucruri, dragii mei, pe care Iisus le spune în public, dar sunt lucruri pe care le spune în privat. Sunt lucruri pe care le spune, dragii mei, de față cu toți. Îi norodul, vin cărturare, vin acolo fariseii, îi femeia aia acolo. Sunt foarte mulți acolo și dintr-o dată, spune Biblia, unele lucruri le spune în public, dar alte lucruri le spune, de exemplu, femei, după ce pleacă toți și nu rămâne decât el cu ea. Există lucruri, dragii mei, care, și Iisus știe că există lucruri care ne privesc pe toți, de exemplu, învățătura, dar sunt lucruri care nu-i privesc pe alții, decât pe tine și Dumnezeu. Și sunt momente când Iisus Hristos îți comunică personal anumite lucruri de care ai nevoie să știi. Uneori Iisus Hristos, dragii mei, golește scena umplută de oameni din jurul vieții tale. Uneori Iisus Hristos face curățenie în relațiile tale. Uneori Iisus Hristos aduce liniște în relațiile tale. Efectiv vrea să stea El și cu tine. Pentru că vrea să spună ceva. Când a fost ultima dată? Vreau să te gândești serios, când a fost ultima dată când ai avut un moment de liniște cu Iisus? Când a fost ultima dată când ai auzit vocea lui Iisus? Când a fost ultima dată când Iisus ți-a vorbit personal? O poate face public? Dar niciodată, dragii mei, și asta vreau să vă spun legat de, apropo de că suntem pentecostali și cred lucrarea Duhului Sfânt, niciodată Dumnezeu când vorbește profetic nu umilește omul. Îl ridică. Sunt lucruri pe care le comunică public, dar sunt lucruri pe care le comunică în privat. Femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nu-s Doamne, nu-i mai nimeni. Știi ceva? Nici eu nu te mai judec.
Ce poate să schimbe Iisus? Uitați-vă, schimbă, dragii mei. Și asta mi se pare foarte frumos. Poziția de pe care ne vorbește în funcție de atitudinea, de starea pe care noi avem. Apoi, al doilea lucru pe care Iisus îl schimbă, dragii mei, și ce face? Iisus ne schimbă percepția despre atitudinea pe care trebuie să o avem față de păcat. Ceea ce schimbă Iisus Hristos, ceea ce văd în textul ăsta biblic în mod clar, în mod explicit, este că Iisus Hristos ne schimbă percepția, dragii mei, despre atitudinea pe care eu și cu tine ar trebui să o avem față de păcat. Pentru că, fraților, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le reiterăm, pe care vreau să le înțelegem. Orice păcat, dragii mei, făcut în ascuns, mai devreme sau mai târziu, iese la iveală. Cu cât mai târziu, cu atât mai rău și mai rușinos. Nemărturisit, practicat în continuare, un păcat, dragii mei, nu face nimic altceva decât să atragă un alt păcat. Și știți ce se face? Ca un bulgăr în acela mare de zăpadă, care devine tot mai mare, se alimentează tot mai mult și când izbește, distruge. Femeia aceasta, dragii mei, comite actul de adulter și bineînțeles că nu a făcut-o public, a făcut-o undeva în privat, dar este descoperită. Mai devreme sau mai târziu vreau să te conștientizez în această seară, vreau să înțelegi în această seară că mai devreme sau mai târziu orice păcat pe care îl faci în ascuns, Dumnezeu îl aduce la lumină. Mai mult de atât, dragii mei, legat de păcat, pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbe percepția legată de păcat, regretul, dragii mei, regretul este pasul spre pocăință. Pocăința începe, pocăința, dragii mei, față de atitudinea, de starea, de trăirea păcătoasă începe cu regret. Însă, dragii mei, ce regreți este cu adevărat indiciul unei pocăințe reale sau teatrale? Ce regreți? Pentru că, dragii mei, există oameni care regretă mai mult că au păcătuit sau că au fost prinși păcătuind. Unde e regretul? Există oameni, ascultați-mă, care regretă faptul nu că au păcătuit, ci că au fost prinși. Că dacă n-ar fi fost prinși, ar fi continuat la fel. Și pe ei cei mai tare îi doare nu că păcătuiesc, ci că au fost prinși. Că au fost descoperiți, că au fost dați pe față. Și atunci vreau să te întreb în această seară, tu cu adevărat ce regreți? Să zicem că păcatul tău a fost dat pe față, să zicem că păcatul tău a fost descoperit. Tu spui că e pedeapsă, poate binecuvântare. Ce anume regrezi mai mult? Ce te doare mai mult? Că ai păcătuit sau că ai fost prins în păcat? Pentru că, dragii mei, felul, lucrurile pe care le regreți arată de fapt, cum vezi tu pocăința? Dacă regrezi mai mult faptul că ai păcătuit, înseamnă că îți pasă de Dumnezeu, pentru că păcatul e ofensă adusă înaintea lui Dumnezeu, direct adusă lui Dumnezeu. Însă dacă îți pasă mai mult, dacă regrezi mai mult faptul că ai fost prins în păcat, înseamnă că îți pasă de tine și de numele tău. De ce îți pasă? Gândește-te serios la lucrul ăsta în seara asta, pentru că îți dai seama dacă tu cu adevărat te pocăiești sau nu. În viața ta, unde e regretul plasat? Că ești descoperit? Sau că ai păcătuit? Îți pasă de numele lui Dumnezeu? De ofensa pe care ai adus-o lui Dumnezeu? Sau de rușinea care ai adus-o asupra numelui tău mai mult? În Psalmul 51, știți ce spune David după ce e confruntat? Psalmul 51 este scris imediat de David după ce este confruntat de către Natan. În mod normal, dragii mei, discuția asta e una privată. Dacă David ar fi vrut discuția asta, n-ar fi apărut niciodată în spațiu public. În mod normal, un om ca David, dragii mei, dacă n-ar fi fost după inima lui Dumnezeu, cu toate rateurile lui spirituale, omul ăsta ar fi ținut în secret ce îi spune Natan. N-ar fi scris niciodată Psalmul 51. Și cu toate acestea, David îl scrie și îl face public. Pentru că știți de ce? Pe David nu-l interesează numele lui, cum apare, cât îi deșifona numele lui, ce-a făcut. Pe David îl doare ce-a făcut împotriva lui Dumnezeu. Și spunem Psalmul 51 ceva extraordinar, versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Te-am jignit pe tine, Doamne. Te-am ofensat pe tine, păcatul meu, Doamne. Te-a lovit pe tine. Și atunci te întreb în această zi, dacă vrei pocăință, dacă spui că vrei să te pocăiești cu adevărat, unde e regretul?
Regrezi că ai păcătuit, regrezi că păcătuiești, că trăiești din păcat. Sau că te-o descoperi cineva. E foarte important. Poate să fie definitoriu pentru o pocăință reală sau teatrală. Înainte, dragii mei, de a confrunta însă păcatul din viața altuia, știți ce mai învăț aici? Pentru că ne învață în această seară, Iisus Hristos ne schimbă modul în care percepem păcatul. Înainte de a confrunta păcatul din viața altuia, trebuie să conștientizezi și să confrunți păcatul din viața ta. Ce face Iisus? Cine-i fără de păcat, arunce primul cu piatra și încep să cadă bolovanii la pământ. Pietrele încep să cadă. Legea gravitațională începe să funcționeze. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, încep să se uite la ei. Și când se uită la ei, se îngrozesc. Da, suntem de foarte multe ori înfuriați, suntem de foarte multe ori întârtați. Ai auzit ce-a făcut ăla? Ne-a făcut de râs. Ai auzit ce-a făcut ăla? Și-a lăsat soția. Ai auzit ce-a făcut ăla? A făcut scandal, s-a drogat. Ai auzit ce-a făcut ăla? A dus rușine asupra bisericii. Ai auzit ce-a făcut ăla? Și vedem mereu păcatele la alții. Dar când te uiți la tine, când te uiți la tine, încep să cadă pietrele din mâini. Pentru că îți dai seama că tu ai pietre în inima ta și începi să te doară, începi să le simți. Zice Biblia că s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară. Nu s-au mai simțit ofensați de păcatul femeii prinse în adulter, ci se simt ofensați, mustrați de păcatul din viața lor. De foarte multe ori, dragii mei, suntem atât de superficiali, ignorăm ce-i noi și știm să ne uităm bine la cei înalții. Nu știu niciodată ce mi-a spus mi-a spus cineva într-un context foarte sincer, Izdorel, numai să știți că există diavol și există Dumnezeu și există lupte spirituale. Probabil că unii, dacă le-ați percepe, dacă le-ați vedea, v-ați speria. Dragii mei, nu-i vorba despre asta, dar asta e realitatea. Există oameni chinuiți de duhuri necurate. Și spunea un coleg, m-am dus în urmă cu ceva timp să ne rugăm pentru o persoană care era sub influență demonică. Și m-am dus eu. M-am pus eu să mă rog, ieși afară, numele lui Iisus. Și începe să vorbească demonul din persoana respectivă. Tu mă scoți pe mine? Dar de ce nu? Tu? Păi hai să spun ce ai făcut săptămâna asta. Aia. Taci! O plecat de acolo. Fugit! Pentru că, vedeți dumneavoastră, înainte să facem curățenie în viața altora, înainte să dăm cu mătura, dragii mei, pe strada altuia și în casa altuia, Dumnezeu spune, fă curățenie în propria ta viață. Și ce ne spune, și unde schimbă Iisus Hristos perspectiva despre păcat? Ne face să începem cu noi. Pocăința începe cu mine. Evangelizarea începe cu mine. Trebuie să te evangelizezi pe tine, în primul rând, înainte să evangelizezi pe alții. Orice păcat, dragii mei, este ofensă adusă lui Dumnezeu, dar prin atitudinea ta față de cel care păcătuiește, vezi ca nu cumva să-L ofensezi tu pe Dumnezeu mai tare. Păcatul e ofensă adusă înaintea lui Dumnezeu, dar prin atitudinea pe care o ai față de cel căzut în păcat, s-ar putea să-L ofensezi pe Dumnezeu. Dragii mei, ce fac oamenii ăștia cu femeia prinsă în păcat? O târăsc, o umilesc, o duc în față, în public. Dumnezeu niciodată, dragii mei, nu ne spune să umilim păcătoșii. Dar asta fac oamenii ăștia. Și știți de ce? O prind pe femeia aceasta, o duc la Iisus pentru că vor să-L prindă pe Iisus. Și când faci lucruri de genul ăsta, când umilești ceea ce Dumnezeu vrea să ridice, să ierte, îl ofensezi pe Dumnezeu. Păcătosul, vreau să înțelege lucrul ăsta, păcătosul devine în direcția asta un obiect al intereselor tale și nu un subiect al iertării lui Dumnezeu. Când păcătosul devine un obiect folosit pentru interesele tale, certurile tale, satisfacția ta, vrei tu să ieși tare în fața lui cuiva. Și când îl folosești pe un om care e căzut în păcat, să dai în altcineva, îl ofensezi pe Dumnezeu. Apoi, legat de felul în care se schimbă percepția față de păcat, dragii mei, manifestați dragoste. Și nu dreptul pe care l-ai față de cel care a căzut în păcat, dacă vrei să-l ridici. Da,
Poți să fii în postura în care să ai anumite drepturi în raport cu cel care a căzut în păcat. Și cu toate acestea, știți ce învăț de la Iisus? Că nu se exercită un drept pe care îl are, pentru că vrea să ridice. Ce întreabă Iisus pe oamenii ăștia? Cine este fără de păcat, ce să facă? Să dea primul cu piatra. Toată lumea lasă rând pe rând pietrele. De vreau să vă întreb ceva, era cineva în cadrul ăsta care n-avea păcat? Era cineva, spuneți. Iisus. Are Iisus dreptul să o facă? Are tot dreptul. L-exercită? Nu. Iisus Hristos nu-și folosește un drept pe care l-are. Știți de ce? Pentru că vrea, dragii mei, să manifeste dragoste. Nu să-și exercite un drept. Pentru că vrea să ridice pe cel căzut în păcat. Dacă aș ști Mizerabili de Victor Hugo, e o scenă absolut fabuloasă în care pușcăriasul Jean Valjean, acest om care n-a nicio treabă cu Dumnezeu, cu morala, este primit la un moment dat de un preot, îi se dă un pat, îi se dă un adăpost în timp ce e fugar, se trezește noaptea, nu? Fură argintăria, fură tot ce are preotul ăsta de valoare acolo în casă și mai târziu Jean Valjean este prins de către poliție, de către jandarmerie. Este adus înapoi la preot, nu? Și când jandarmii îl întreabă pe preot, zice, omul ăsta ți l-a furat, e de la... Și o zice, ce spune preotul? Le-am dat eu. Păi, zice, de ce n-am luat așa pe ala? Nu ți-am spus să le iei și pe alelalte și mi-ai duce altele în plus. Și ăsta e stupefiat. Cum adică? Nu-ți exercezi dreptul pe care l-ai? Nu. Și din momentul ăla viața lui Jean Valjean, dragii mei, este schimbată complet. Omul ăla e șocat de iubire, pentru că dragostea schimbă, nu drepturile. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm la o fotografie. Și vreau să o înțelegeți bine. Aici. Da, știu, e șocant, dar vreau să ascultați povestea din spatele acestei fotografii. E acolo o fotografie, vedeți dumneavoastră, cu o fată care e un chip frumos și este ținută în mână de către o altă persoană. Este una și aceeași persoană. Mai bine te rog să o iei, că nu vreau să rămânem prea mult șocați de chestia asta. Vreau să vă spun povestea din spatele acestei poze. Această tânără se numește Amanek Brahrami. În urmă cu câțiva ani de zile, studentă la medicină în Teheran, în Iranul, este curtată de către un tânăr care e îndrăgostit de ea. Și tânărul ăsta se numește Majid Mohavedi. Începe să o curteze intens. Începe să facă declarații seropoase. Începe să se țină scai după ea. Săptămâni întregi o scoate la suc. Încearcă să intre în grațiile ei. Amanek Brahrami nu este neutră față de el. Și îi place cumva de băiatul ăsta. Și ea începe să aibă sentimente față de el. Dar el e nebunit după ea. Și la un moment dat, după câteva săptămâni, Majid Mohavedi se oprește cu ea undeva pe o stradă, se pleacă cu un genunchi și oferă un inel și spune, vrei să fii soția mea? Și Amanek Brahrami spune, uite, ești un băiat extraordinar, ești un băiat special, chiar cred că ești foarte ok, vreau să spun ceva, nu sunt pregătită să fac pasul ăsta. Trebuie să-mi termin facultatea, sunt la medicină, nu spun nu, dar nu sunt încă pregătită. Numai că omul ăsta o primit replica asta ca pe ofensă. Și știți ce face? Se duce acasă, face rost de acid, face rost de o sticluță cu acid. Și când se întâlnește cu ea, când își dă întâlnire cu ea, îi stropește toată fața, îi împroșcă pe față acidul respectiv care îi desfigurează fața. Urmează un proces, e un scandal întreg. Presă, tot. În urmă cu 7-8 ani de zile se întâmplă evenimentele astea. Dragii mei, tribunalul din Teheran, tribunalul religios, pentru că acolo e Sharia, decide că acest tânăr să-i se aplice aceeași pedeapsă cu suferințele femeii. Și se hotărăște ca lui să-i se aplice, să-i fie stropită fața cu aceeași cantitate de acid, să-i desfigureze fața. După ce se dă sentința, există o dispensă în legea islamică. Victima sau cei din familia celui care a suferit poate să aibă drept de grațiere.
Și asta transcende legile civile, pentru că asta e legea șaria. Și tânăra asta, Mane Bahrami, cu tot dreptul în mână, cu tot dreptul în mână, știți ce face? Se duce la tribunalul religios din Teheran și spune, vă rog tare mult, nu-i desfigurați fața. Vă rog tare mult, nu mai aplicați sentința, eu l-am iertat. Eu aleg să nu-mi exercit dreptul acesta în dreptul lui. Și toată lumea șocată, cum adică, de ce? Nu te răzbun, nu-ți faci dreptate. Și a spus, nu, e un drept pe care aleg să nu-mi-l exercit. Pentru că nu vreau să mă transform în altceva decât aș vrea să fiu. Vreau să iubesc, vreau să mă lupt în viață și vreau să fiu o persoană bună. Nu e așa că asta ne spune ceva despre tot ce citim în Biblie? Nu e așa, dragii mei, că astfel de situații în viață arată de fapt care e măsura iubirii noastre, care e atitudinea noastră față de păcat, de situațiile din genul ăsta în viață, dureroase, dramatice? Manifestă-ți dragostea și nu dreptul pe care l-ai față de cel care ți-a greșit, care ți-a păcătuit, ca să-l poți ridica. Asta face Iisus. Poate să aplice legea, poate să aplice sentința și nu o face. Dacă ne-ar fi judecat Dumnezeu pe noi, după cât i-am meritat, n-am fi niciunul aici. Și totuși, dragii mei, Iisus schimbă. Și Iisus Hristos mai schimbă ceva. Știți ce ne schimbă? Ne schimbă, dragii mei, părerea despre atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei care ne provoacă. Iisus Hristos, dragii mei, mai schimbă ceva și vreau să plecăm de aici schimbați în seara asta. Iisus, dragii mei, ne schimbă părerea despre atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei care ne provoacă. Dragii mei, saducheii, cărturarii ăștia vin să-L provoace pe Iisus. Pentru asta au venit, au venit cu hartă, au venit cu chef de scandal. Iisus învață norodul și vor să-L tulbure pe Iisus și vor să-L prindă pe Iisus în colț, să-L pună la colț. Aduc femeia asta prinsă în preacurvie și spune Biblia că ce vroiau oamenii aceștia? Ei întreabă, zice Moise, uite ce o zis, am prins-o în preacurvie, în actul propriu zis al păcatului. Uite ce spune Moise, că dacă prindem o astfel de persoană, ce să facem? Să o împrușcăm cu pietre, să o omorâm, dar tu ce zici? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus nu le spune inițial nimic, dar ei tot insistă, spune-ne, ce crezi? Ce spui? Oamenii ăștia îl provoacă pe Iisus. Ai oameni de genul ăsta care te provoacă? Ai genul de oameni care te enervează în fiecare zi vrând să scoată ceva din gura ta, să folosească mai apoi împotriva ta? Ai genul ăsta de oameni care ăștia au impresia că Dumnezeu i-o binecuvântat să fie șmirgăl pentru alții, să-i șlefuiască pe alții și ei nu? Ai oameni de genul ăsta care te provoacă în fiecare zi? Știi ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia în seara asta? Mă învață pe mine și pe tine să ne schimbăm atitudinea față de oamenii care ne provoacă. Dacă vrei satisfacție, ascultă-mă bine ce spun, dacă vrei satisfacție, atași și tu. Dacă vrei satisfacție, replici și tu. Dacă vrei schimbare, atași problema, nu persoana. Dacă vrei satisfacție, dă-i și tu una. Mai avem și noi versete, numele Domnului îi tai în bucății. Foc, ce spuneam duminica trecută. Dacă vrei satisfacție, dă-i drumul la lucrare, frate, n-ai decât, dă-i să vezi. Bagă toți samii de judecată pe stel posibil. Vrei schimbare? Du-te la problemă. Iisus Hristos, dragii mei, nu vrea să intre în circul ăsta al provocărilor, pentru că Iisus Hristos vrea să-i conștientizeze de problema pe care o au. Iisus, prin răspunsul pe care îl dau acestor oameni care îl provoacă, cine-i fără de păcat, ce să facă? Luați piatra și dați. Dar, dragii mei, știți ce cred că e important? Ca să ajungi să-ți vezi problema pe care o ai, trebuie să-ți asculți vocea conștiinței prin care Dumnezeu încă îți mai vorbește. Ca să-ți vezi problema, ascultă vocea conștiinței. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit cum? Începe să vorbească înăuntru lor vocea conștiinței. Se simt mustrați de cugetul lor. Și ușit afară.
Spunea Maxim Mărturisitorul, nu este nimic mai încurajator decât o conștiință care te apără și nu este nimic mai violent decât o conștiință care te acuză. Vă să te întreb, cum e conștiința ta? E adormită, anesteziată sau e trează? O conștiință care e vie, uneori îi spune lucruri pe care n-ai vrea să le auzi. Tu știi că Dumnezeu îți vorbește în conștiința ta? Tu știi că tu, fără măcar să fii citit din Matei, nu știu cât, tu știi că lucrul ăla nu e ok pe care îl faci. Fără să fii ascultat un ciclu de predici despre păcatele cardinale, tu deja știi lăuntric că nu e ok. Tu știi că nu e ok să te răzbuni, tu știi că nu e ok să te revanșezi, tu știi că nu e ok să insulți, tu știi că nu e ok să fentezi lucrurile, tu știi că nu e ok. Știi de ce? Nici măcar dacă n-ai citit Biblia odată, tot ai ști eu. Pentru că a pus Dumnezeu în noi o alarmă numită conștiință care îți vorbește. Nu-i așa că, știi ce vrem noi să facem? Să o anesteziem, să ne punem niște căști cu poftele dorințelor noastre și să o astupăm. Lasă conștiința să-ți vorbească. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Dacă vrei să-ți deschide ochii, ascultă vocea prin care Dumnezeu îți vorbește. Mai mult de atât, dragii mei, înțelepciunea trebuie să primezi în fața instinctelor. Pentru că trebuie să înțelegi oameni care te provoacă. Iisus vrea să ne schimbe, dragii mei, atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei care ne provoacă. Și ca să faci lucrul acesta, înțelege că înțelepciunea trebuie să primeze în fața instinctelor. Înțelepciunea trebuie să primeze în fața instinctelor. Vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu. Ana și Penina, 1 Samuel, capitolul 1. Era un om numit Elcan, avea două neveste. Da, era Vechiul Testament. Spune Biblia că cele două sunt în competiție, da? Penina are copii, Ana nu are, pentru că e stearpă. Și ce face Penina? Spune cuvântul lui Dumnezeu, conecăja pe Ana, mai ales când se ducea la biserică, mai ales când mergeau la închinare. În fiecare zi îi aducea aminte, ești stearpă, Dumnezeu te-a blestemat, de aia n-ai copii. Spune cuvântul lui Dumnezeu însă că era o altă realitate acolo. Spune cuvântul Domnului că Elcana o iubea mai mult pe cine? Pe Ana. Nu, acum vreau să vă întreb, cum reacționează Ana? De-ar fi fost unele surori în locul lui Ana. Vreau să vă spun ce replică îi dădea lui Penina. O punea. Da? Serios? N-am copii, nu? Dar tu știi unde plec eu pe să dau o săptămână cu Elcana? Tu știi că noi avem un city break la Barcelona. Ne mergem în Sagrada Familia. Tu rămâi la cort. Ah, apropo, știi că mi-a cumpărat acum încă un inel. Te-ai uitat afară? La ce? Ia uite-te puțin afară ce. A cui e Tesla aia? Știi a cui? A mea. Păi bicicletă, eu am Tesla. Știi de ce? Pentru că pe mine mă iubește mai mult. Nu putea Ana să... Ba da, simplu să te răzbuni. E simplu când te provoacă cineva să-i dea replica. Ai argumente, o, Doamne, câte zin. Și cu toate acestea, știi ce văd? Ana, în loc să reacționeze cu replici tăioase, se refugiază în rugăciuni silențioase. Oameni buni, sună și bine. Notați-vă. În loc să dea replici tăioase, se refugiază în rugăciuni silențioase. Pentru că așa trebuie să reacționezi când ești provocat. Nu trebuie, și asta e un lucru important, când ești provocat. Când oamenii te întreabă și te provoacă un lucru care nu ții nici măcar de tine, de ce ți-i sunt nevoia să răspunzi la toate? Au venit, țineți minte, au venit aia doi frați, problema de partaj. România e plină de ele, țară de proces umani. Iisuse, ce? Hai că uite, ăsta nu vrea să împartă averea pe care o am primit-o de la tata. Avem un teren acii, la Oncea sus, știi? Și mai avem încă unul, nu știu, pe la Paleu și mai avem unul pe la Ciupăla Hidișel și mai avem un teren la Rieșen. Dar nu ne putem înțelege. Nu, Iisuse, acum vină, fă de, hai tu, fă tabor acii cu noi și spune-ne, dă-ne sentința că doar ești Fiul lui Dumnezeu. Și a zis Iisus, stai puțin, cine m-a pus pe mine între voi, împărțitor și judecător? Nu mă bag. Și atunci vreau să te întreb, de ce îți dai tu cu părerea de multe ori când ești provocat? De ce ar trebui să ai tu o opinie sau eu despre un lucru în care nu avem responsabilități? Nu-i treaba mea. Dar dumneavoastră înțelegeți cum ne prinde diavolul. Dom'le, să ceartă, nu știu, să ceartă Reghe Camp cu Ana Maria Prodan. Tu trebuie să-ți dai cu părerea, serios.
N-a zis că a fost preotul ăsta sărac cu care m-a probleme avut după aia. Calistrat. Ce treabă ai tu să te bagi între ei acolo, să-ți dai tu cu părerea? Tu habar aici, tu habar n-ai ce între ei acolo. Tu vrei să fii și tu. De ce să-ți dai cu părerea în orice bâlc? De ce te bagi în toate? Tu nu înțelegi că diavolul te provoacă? Tu nu înțelegi că diavolul vrea să te aducă în mizerii, în cancanuri? Noi nu avem penticostale, nu. Noi nu vorbim mai despre Domnul. Noi când ne adunăm acasă, vorbiți între voi cu cântări de laudă, cu ultimele noutăți, cu cine, cu cine, și după aia, dacă putem face o rugăciune, Doamne ajută. Știți cum se termină la noi și cum începe părtășile și cum se termină? Nici nu ne adunăm, bă, să vezi pe ăla, bă, să vezi și-o cumpăra, să vezi, bă, ai zis pe Facebook, ai ce poză, o pus, Doamne, ai zis, și începe. Și după care, bă, hai să ne rugăm totuși, înainte să plecăm, Doamne, dacă am păcătuit, te rog să ne ierți. Pentru că diavolul asta vrea să te atragă în chestii de 2 lei. Să fim provocați. Dragii mei, încearcă ăștia, încearcă să-L aducă pe Iisus, încearcă să scoată cuvinte din gura Lui, încearcă să-L... Încearcă... Gândiți-vă felul următor, dacă Iisus, gândiți-vă în ce situație vor să-L pune pe Iisus, dacă Iisus ar fi zis, da, Moise spune să se arunce cu pietre, aruncați cu pietre. Știți ce făceau ăștia? Fugeau la Roman, la Pilat, ai auzit? Încalcă legile! Dacă Iisus ar fi spus, nu, nu aruncați cu piatră, să duceau la Sanhedrin. Ai auzit ce-o zis? Erezie! Și Iisus spune, nici. Cine n-are păcat, hai vezi, primul la rând. Niciunul nu ia bon de ordine să arunce păcatul, să dă pietra. Și ultimul lucru pe care vreau să subliniez. Uitați-vă, dragii mei, în această zi, la schimbările pe care le face Iisus. Ce schimbă Iisus? Iisus, dragii mei, schimbă planurile făcute împotriva noastră. Asta mi se pare cel mai frumos. Iisus schimbă mai apoi planurile făcute împotriva noastră, luând atitudine ca ele să lucreze spre binele nostru. Nu mă credeți, nu? Nu sunteți convinși. Doamne, ajută-ne să scăpăm de spiritul ăsta balcanic odată. Credeți pe Dumnezeu, credeți-L pe Iisus Hristos. Dragii mei, Iisus schimbă planurile făcute împotriva noastră, luând atitudine ca ele să lucreze spre binele nostru. La ce mă refer? Oameni buni, vreau să vă spun ceva ce cred din toată inima. Uneori, motivați de cele mai rele intenții, oamenii nu realizează că ne fac cel mai mare bine. Un ceas m-a chinuit să scot asta, mai zic o dată. Uneori, motivați de cele mai rele intenții, oamenii nu realizează că ne fac cele mai bune lucruri. De ce? O prins-o pe femeie, nu? O luat-o, o struncinat-o bine, o scos-o afară, o împins-o de la unul la altul și o dus-o, unde o dus-o? La cine o dus-o? La cine o dus-o? Wow! Oriunde ar fi dus-o în alt loc, era rău. Știți unde o duc cărturarii și farisei? Știți unde o duc pe femeia asta? La Iisus. Vrând să facă rău, îi fac cel mai mare bine. Nu s-ar fi dus la Iisus. Știți cum o dus-o pe asta la evangelizare? Anunț, avem evanghelizare la Biserica Geneza duminică seara, n-ar fi venit în viață. O luat-o, din păcat, na, în fața lui Iisus. Și nu e așa că ai impresia că oamenii, adică oamenii o să-i facă rău. Și știi ce face Dumnezeu? Ca cel mai rău lucru pe care vor să-ți facă oamenii să fie cel mai bine pentru tine. Oh! Și tu îți dai seama... Știu că acum nu mă crezi, dar o să-i dai slavă lui Dumnezeu că te-o bârfit, ai de te-o rupt. Wow! O să-i dai slavă lui Dumnezeu că te-o scos afară. O să-i dai slavă lui Dumnezeu că bârfitorii de locul de muncă o uneltit împotriva ta, conspirația mioritică și o dat afară. Și o să-i mulțumești lui Dumnezeu că cel mai rău lucru pe care a vrut să ți-l facă oamenii devine cel mai bun lucru pentru tine. Știți de ce? O dus-o la Iisus. Gândiți-vă că oamenii răi uneori fac fără să vrea lucrarea lui Dumnezeu. O dus-o la Iisus. Și femeia asta, unde-i? Acolo unde ar trebui să fim toți păcătoși, în fața lui Iisus. Pentru că Iisus schimbă planurile
făcute împotriva noastră. Luând atitudine ca ele să lucreze spre binele nostru. Problemele pe care ți le fac oamenii te aduc în prezența lui Dumnezeu uneori. Că altfel nu veneai la biserică. Dacă n-ai venit cazurile alea, tu nu te pocăiai. Tu nu căutai Biblia, tu nu deschideai Biblia. Slavă lui Dumnezeu! Dacă nu aveai necazuri reale, te uitai pe YouTube și l-ascultai pe Guță și pe Salam încă 10 ani de acum încolo. Dar pentru că ai avut necazuri și probleme, ai zis, bă, trebuie să caut ceva mai diferit. Și ai dat de o cântare a Harului, ai dat de o cântare care ți-a vorbit despre Dumnezeu, de la o cântare ai ajuns la o predică, de la o predică ai ajuns la 100, de la 100 ai zis, bă, hai să mă știu la biserică. Și ai venit la biserică. Și tot mai aproape, și tot mai aproape, împins de probleme, de necazuri, împins de probleme. Ai ajuns exact în locul potrivit, în seara asta aici, în fața lui Iisus. Și zice, ce face Iisus? Eliberează locul. Și zice Iisus, eu acum vreau să stau de vorbă cu tine. Vreau să stau de vorbă cu tine. Știi ce face Iisus? Se ridică în timp ce femeia e prăbușită la pământ. Știți de ce? Nu ca să o judece, nu ca să dea sentință, nu ca să o confrunte, ci ca să se exercite autoritatea de mântuitor. Femeie, eu nu te mai judec, deși am tot dreptul să o fac. Du-te și nu mai păcătui. Cel mai rău lucru pe care vreau să-ți facă oamenii devine cel mai bun lucru pentru tine. Și știți ceea ce trebuia să fie o zi pe care vreau să uiți? Ceea ce a început ca o zi de care vrei să nu-ți mai aduci aminte niciodată, devine o zi de neuitat. Nu vi se pare frumos? Nu e așa că aveți zile în viața voastră de care n-ați vrea să vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte de momentele stânjenitoare din viață? Vă aduceți aminte de momentele în care ați fost umiliți în public? Vă aduceți aminte de momentele alea când toată lumea a râs de voi? De momentele alea când toată lumea s-a uitat de sus în jos la voi, de toate momentele în care dacă ar fi fost cu putință, ați fi forat o groapă de 20 de kilometri în pământ, să nu vă vadă nimeni? Așa a început ziua pentru femeia asta. Prinsă în adulter, smulsă, împinsă în mulțime, arătată ca un obiect în jocul mizerabil al altora. Dar pentru Iisus, tu nu ești un obiect. Tu nu ești o minge în care alții își poartă luptele de la unul la altul. Tu nu ești un obiect. Tu nu ești o minge. Ești o ființă. Pretânjește în adâncul inimii ei după Dumnezeu, care are nevoie de Dumnezeu. Și iată cum Dumnezeu schimbă lucrurile să te aducă în prezența Lui. Să nu te judece, ci să spună, știi ceva? Du-te și nu mai păcătui. Du-te și nu mai păcătui. Ceea ce vrei să fie o zi de care să nu-ți mai aduci aminte niciodată, devine o zi de neuitat pentru tine. Pentru că așa face Iisus. Nu e așa că zile care încep prost, atât de prost, cât ți-ai fi dorit să nu existe zilele alea, dar Dumnezeu spune, ai răbdare până diseară să vezi ce se întâmplă, când apune soarele. Lasă puțin să vezi. Așa început unele zile, răsăritul e dezastros. Amiaza e și mai praf. Dar uneori vine seara când te aștepți cel mai puțin, când se întunecă, Dumnezeu deschide lumina Lui. Am auzit mărturia unei tinere cu ani de zile în urmă, s-a dus la un examen important la facultate, foarte important, a învățat câteva luni de zile pentru examenul ăsta. Fată pocăită, se duce la examen. Și în timp ce e la examen, acum noi să știți că există un verset în Biblie, ajutați-i pe sfinți când sunt de nevoie. Și una sfântă lângă ea a zis, mă, spune-mi și mie că habar n-am învățat nimic, te rog, ajută-mă și pe mine. Bă, dar nu ne lasă ăștia să vorbim între noi. Bă, ajută-mă, te rog. Și pentru că fata asta e o fată cu inimă mare, a zis, hai acum, uite, na, mai copiază, deci, nu știu dacă asta e bine. Dar zi-mi acum și la punctul 2 că pic. Zi-mi acum așa ce. Și la un moment dat profesorul care supraveghea examenul o vede și zice, hei, numai puțin, tu și tu, afară. Și asta începe să plângă, poftim? Afară. Nu v-am spus că nu aveți voie să vorbiți, nu v-am spus că nu aveți voie să discutați, să copiați, dar eu știți, afară, gata, adu foaia, anulat. Luni de zile s-o pregătește fata asta, am auzit mărturie, luni de zile s-o pregăti pentru examenul ăsta. Când a ieșit din școală, s-o pus jos, era să leșine. Praf, la pământ, distrusă. Doamne,
Doamne, dar nu-i corect, Doamne, dar nu-i drept. Doamne, m-am pregătit pentru ziua asta și e un coșmar, e un dezastru. Și disperată fata, pentru că simțea nevoia să vorbească cu cineva, sună pe taică, s-o taică era în oraș, lucra în oraș, electrician, undeva pe un șantier, și sună pe taică s-o și spune: tate, uite ce am pățit, cu lacrimi în ochi. Pe când aude tata că fata lui. Ai băieți, dar când ai fată, e fata tatii, lași totul. Ăsta e pe șantier și lasă totul și pleacă în fața facultății să-și consoleze fata. Stă de vorbă cu fata, o duce, îi ia o prăjitură să-i urce glicemia. Stă de vorbă: tate, nu-i nimic, lasă, nu-i sfârșitul lumii, lasă că mai vine și un alt examen. Nu, o încurajează pe fata asta, stă cu o oră și ceva cu fața și după aia se întoarce la locul de muncă. Și când se întoarce la locul de muncă, dezastru pe șantier, flăcări. Și toată lumea pe afară agitată și credeau că ăsta e înăuntru. Și: bă, unde ai fost? Bă, tu ești în viață? Da. Păi, dar... Bă, eu știu că tu ești pocăimă, dar n-am știu că e un Dumnezeu așa mare. Deci, bă, tu știi ce s-a întâmplat? Acolo unde lucrai tu, a fost o explozie. Dar explozie, tot e praf, tot e scrum, în flăcări. A explodat o țeavă și s-a dus tot, tot e praf, distrus. Dar unde ai fost? Că trebuia să fie acolo. Păi știu, căzut fata mea un... stai puțin. Pune mâna pe telefon și zice: draga mea, îl iubești pe tati? Cum să nu? Știi de ce ai picat tu examenul astăzi? De ce? Că am spus, nu. Știi de ce ai căzut examenul? Ca să mă mai ai pe mine în viață. Hai să spun ce s-a întâmplat. După ce m-ai sunat, eu am plecat. La 5 minute după ce am plecat, a explodat acolo tot subsolul la unde lucram. Eu trebuia să fiu mort. Așa că, ceea ce părea a fi o zi de care nu vrei să-ți mai aduci aminte în viață, devine o zi de neuitat. Știi de ce? Pentru că Iisus schimbă. Iisus schimbă. Hai să ne călăm în picioare. Mai credeți în schimbare? Nu în politică, nu, lăsați-i. Mai credeți în schimbare? Există lucruri care trebuie schimbate în viața ta? Există zonă în viața ta unde ai încercat și n-ai putut nimic? N-ai vrea să vii la Iisus în seara asta? N-ai vrea să-L lași pe specialist să se ocupe de problema ta? Tu ești un amator, El e specialist în a rezolva problemele. N-ai vrea să vii la Iisus în seara asta? Sincer. Nu știu cum ai ajuns aici, dar poate te-au împins alții, poate te-au îmbrâncit alții, poate necazurile, problemele altora, necazul, păcatele, conștiința care nu-ți mai dă pace. Nu știu cum ai ajuns, nu știu ce te-a adus în biserică în seara asta, dar ai venit unde trebuie. Poate că răul pe care ți l-au făcut oamenii, tu nu înțelegi că e cel mai bun lucru pentru tine? Că Dumnezeu vrea să îți mântuiască sufletul, să schimbe viața ta, că Dumnezeu vrea să te ridice, că Dumnezeu vrea să-ți redea demnitatea, că Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Tu nu înțelegi că Dumnezeu i-a alungat pe toți aia de lângă tine, care de fapt n-aveau nicio treabă cu tine, erau mai de formă acolo. Tu nu înțelegi, zice Biblia, când a rămas singur cu femeia, Iisus vorbește. Iisus Hristos în seara asta stă de vorbă cu tine. Ascultă-mă ce spun, lasă pe ceilalți, lasă stânga și dreapta și ce auzi în față și spate și ce ai auzit despre tine și cu tine. Lasă-i acolo, Iisus Hristos e aici, Iisus Hristos vorbește cu tine în seara asta, e Fiul lui Dumnezeu, e aici. El nu scrie pe nisip, El șterge în seara asta. Binecuvântat să fie numele Lui. N-ai vrea schimbarea Lui? Nu vrei să te schimbe Dumnezeu în seara asta? N-ai vrea să experimentezi schimbare? N-ai vrea să pleci de aici și să nu mai păcătuiești? N-ai vrea să pleci de aici și să nu mai repeți falimentele pe care le-ai tot repetat? N-ai vrea să pleci de aici și să nu mai fii corigent la examenele spirituale ale vieții? N-ai vrea să de aici să pleci cu Iisus? N-ai vrea de aici să pleci schimbat? N-ai vrea să ai pace când pleci de aici? N-ai vrea să ai prezența Lui? N-ai vrea să stai pentru totdeauna în prezența Lui? N-ai vrea să se schimbe ceva cu adevărat în viața ta? Eu nu vorbesc povești, nu vorbesc speculații în seara asta, eu vorbesc realități. Iisus schimbă! Și aș vrea să te rogi pentru schimbare. Eu cred în schimbare. Eu cred în schimbare. Pentru că știu cât m-a schimbat Dumnezeu și cât mai are de schimbat în mine, dar în tine, dar noi, hai să ne rugăm.